Oboseala, stresul, volumul mare de muncă și reclamațiile tot mai multe, unele dintre ele nejustificate, sunt cauzele invocate de medici pentru situația în care a ajuns colega lor, o asistentă de la unitatea de primiri urgențe. Intrase în tură ieri dimineață când la un moment dat a căzut ca secerată din picioare. A suferit un accident vascular cerebral, a primit tratamentul de urgență aici, după care a fost transferată la Spitalul Universitar București. Atât de grav era? Starea ei... Pentru a-i salva viața, trebuia să se facă o anumită manevră. Nu a răspuns la tratamentul trombolitic aplicat aici. Din fericire, femeia a fost stabilizată, este conștientă cu un mic deficit motor și de vorbire, iar medicii depun toate eforturile pentru a o salva. Din păcate, nu este singurul caz în care un cadru medical are probleme sau chiar se stinge din cauza stresului și a epuizării. Ultima victimă de acest gen a fost un medic urgentist de la Brașov, care a fost găsit decedat în locuința sa la doar 48 de ani. Munca în urgență presupune muncă sub presiune, e o presiune dată de gravitatea cazurilor, de numărul mare de pacienți. Este o muncă în condiții de stres, putem să o gestionăm, în schimb nu putem gestiona munca în condiții de neîncredere și în condițiile în care, e sentimentul nostru. Uneori ne simțim desconsiderați pentru munca pe care o facem. Spitalul județean din Constanța deservește mai multe județe. Aici ajung și pacienții de la Tulcea, Călăraș și chiar Ialomița. Și tot la unitatea de primiri urgențe ajung și cazurile grave de la spitalele private care nu au astfel de secții și nici circuite necesare. Nu de puține ori medicii s-au plâns de faptul că sunt prea puțini în comparație cu numărul mare de solicitări pe care l-au. Nu i-a auzit însă nimeni. Urgența Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța este foarte aglomerată. În ultimul weekend, în 72 de ore, la urgență s-au prezentat 1102 pacienți, deci peste 1100 de pacienți, dintre care au rămas internați 275. Cele mai multe prezentări au fost pe codul verde. Aici au fost 897 de pacienți. Avem pe tură minim 4 medici, medicină de urgență, specialiști și primari și un medic pediatru în urgență. Uneori putem avea 5 sau 6 medici urgentiști în urgență. Asistentelor este suficient? Avem nevoie de mai mulți asistenți medicali. S-au solicitat și anul trecut, în luna aprilie. Am solicitat mărirea statului de funcții și suplimentarea normativului de personal. Nu am primit încă niciun răspuns de la minister. Potrivit unui sondaj realizat de o platformă de recrutare a forței de muncă în România, unul din doi angajați consideră că nivelul de stres la locul de muncă a crescut în ultimii 3 ani, iar pentru mai bine de jumătate dintre aceștia chiar s-a dublat. 4 din 10 angajați explică stresul ridicat prin faptul că sunt nevoiți să preia din responsabilitățile colegilor.